Pentru prima dată în istoria tenisului de masă, două echipe din municipiul Covăcița s-au întâlnit în meciul de campionat. Meciul între cluburile Unirea din Udin și Slavia 96 din Covăcița a avut loc în sala de educație fizică a liceului Mihailo Pupin din Covăcița, pe data de 6 octombrie. Despre acest meci istoric ne va vorbi pentru televiziunea noastră antrenorii Daniel Toage și Lorenzo Lupulescu. Azi jucăm meciul cu Unirea din Udin, este derby din comuna Covăcița. Este un meci interesant. Jucătoarele noastre o să dea maximum ca să încercăm să facem, să învingem și cred că e un weekend fain și o zi faină pentru tenisul de masă în opțiunea noastră. Suntem la un meci de tenis de masă între Unirea și Slavia din Covăcița, unde un derby de, să zicem, de vecini și așteptăm un meci, să zicem, destul de calitativ și doresc și lui echipa din Slavia și lui echipa din Udin cât mai mult succes în sezonul nou. Clubul de tenis de masă Unirea a învins pe Slavia 96 cu rezultatul 4-2 în prima etapă a Superligii a Serbiei.